Camera Deputaților a adoptat în mai 2017 inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției, care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie și nu între soți, așa cum este în prezent. Referendumul privind redefinirea familiei în Constituție va avea loc în 7 octombrie 2018, iar pentru ca această modificare să fie realizată, la vot trebuie să iasă peste 6 milioane de români. În cuvântul său, Mihai Gheorghiu, președintele Coaliției pentru Familie, a declarat că este o premieră faptul că la masa rotundă participă atât de multe instituții ale statului care își exprimă interesul pentru această temă atât de dezbătută în ultimii ani.